avem blocul central cu 5 etaje unde sunt amplasate toate secțiile spitalului. Deci acest bloc, dacă să zicem, nu este termoizolat și comparativ cu blocul secției consultative care a fost are termoizolare, iarna este o deosebire foarte mare în saloane, în secții, deci în secția consultativă este foarte cald, iar acolo este un pic mai răcoare, deci este nevoie ca noi, cazangeria noastră, să o punem să lucreze mult mai, un efort mult mai mare să facă pentru ca să fie încălzit și locul principal. Termoizolarea pereților, au schimbat ferestrele, pe toate instituțiile, toate ferestrele schimbate. Când au fost din lemn, au fost foarte mari pierderi de căldură, am mai puțin. Monitorizează dacă cum se stinge lumina, cum se aprinde. Și de asemenea, ne stăruim prin momente de organizatorice cu reparațiile capitale când le facem ca să alegem varianta de cea mai eficientă care să fie din punct de vedere energetic, aceleași lampi de iluminație ca să fie mai eficiente, să consumi mai puțină electricitate. În saloane sunt instalate becuri personale pentru fiecare pat. Atunci pacientul folosește doar lumina pentru dânsul, nu încurcă la alți pacienți și totodată becul este mai mic, mai econom. Pacientul își aprinde bec pentru dânsul când are nevoie doar la patul lui, fără ca să-i deranjeze pe alți pacienți din salon. De la cazagerie veche, un traseu subteran, unde noi avem țava, e foarte largă și unde avem o pierdere de căldură foarte enormă. La moment, cazangeria nouă care se construiește se află în spatele spitalului, adică alături de clădirea unde trebuie să încălzească. Noi nu avem metrajul ăsta așa de mare, cum să pierdem încălzire, să o pierdem, adică în subsol, cum o pierdem până la moment. Vrem să participăm la proiecte, să căutăm investitori care ajută cu surse financiare. Noi, instituția, nu putem acoperim toate cheltuielile. Anul trecut a câștigat proiectul cu o companie din Fondul de Dezvoltare, a făcut reparații capitale secției pediatrie. Anul acesta, secția boli contagioase. Noi am făcut proiect de baterii solare. Este studii de fizibilitate, avem raport audit de energetic.